Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Delia Râmniceanu, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Față în Față. În această seară avem o întâlnire specială, o întâlnire cu domnul doctor Cristian Răchitan. Bună seara, bine ați venit în studioul RTS, domnule doctor. Rămâne, bine v-am găsit și salut prin intermediul canalului dumneavoastră toți telespectatorii care ne urmăresc, îi salut cu mult respect și cu multă căldură. Așa cum spuneam, doamnelor și domnilor, întâlnirea este una specială pentru că doctorul Cristian Răchitan este un medic naturopat, este un conferențiar în întreaga lume, la nivel mondial putem să spunem, pentru că datorită întâlnirilor pe care le are în Europa, în America de Sud, în Asia, în Statele Unite, cu oamenii, vorbind despre problemele de sănătate, despre cauzele acestor probleme de sănătate și chiar vorbim despre anumite teme, etică, morală, wow, ce să spunem, puțini oameni în ziua de astăzi mai vorbesc despre aceste virtuți ale oamenilor pe care ar trebui să ni le păstrăm așa la un rang înalt. De peste 35 de ani își duce viața și activitatea profesională în New York, în Statele Unite ale Americii. Iată-l așadar întors la Drobeta Turnul Severin, pentru că este originar din Gura Văii, da, domnule doctor, zic bine, din Drobeta Turnul Severin? Da, exact, da. Și am profitat de această ocazie, l-am invitat pe domnul doctor la emisiunea Față în Față și ne-am dorit să purtăm în această seară un dialog interesant pentru dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru că avem ocazia să scoatem așa cât mai multe secrete din astea legate de natură, de ceea ce înseamnă probleme naturiste și sănătate. Dacă să credem sau să nu credem în efectul vindecător al produselor naturiste. Mai întâi de toate, domnule doctor, să ne povestiți puțin despre ce înseamnă să fii conferențiar într-o lume întreagă. Da. Vedeți, în urmă cu 7-8 ani, când am considerat că în ultimii 30 de ani am făcut cercetări în a localiza cauza supremă a bolilor. Sigur, mi-am început cariera ca un medic convențional, în permanență fiind obsedat de faptul că nu mi-eșa niciun fel de tratament. Și nu mi-eșa până la capăt, era temporar, era superficial și atunci m-am canalizat și m-am dedicat în a găsi cauza. De ce se întâmplă? De ce doare capul sau de ce sunt problemele cardiovasculare sau de ce sunt problemele gastrointestinale și mi-am dedicat în întreaga viață, aș spune eu, profesională, acestei cauze. Am devenit pasionat, am devenit obsedat, aș spune eu. Fiecare pacient era un studiu, fiecare discuție cu oamenii a devenit un studiu pentru mine și încă este, aș putea zice, încă m-am foarte mult de învățat. În clipa când am realizat că am înțeles care este cauza supremă a bolilor, mi-am închis unul din cabinetele mele. Nu, eu am avut două cabinete. Unul acolo unde, într-un cartier unde locuiesc, un cartier foarte special, se cheamă Bayside, pe malul oceanului, iar cabinetul meu era primul cabinet, era pe Fifth Avenue în Manhattan, este o stradă foarte prestigioasă unde elitele lumii își au sediile și sigur că era vizitat de unii din personalitățile Americii și ai lumii, chiar aș spune eu, datorită locației și sigur că la un moment dat devenise un trend cabinetul meu. Eram pe vârful valului când am realizat că și deja știu, am prins acest secret și am zis, acum sunt dator, dacă tot l-am găsit, să-l dau oamenilor. Și am stat, m-am gândit, am analizat și brusc am simțit acel sentiment, am simțit acea senzație de dăritor, de darnic, că trebuie să dau din moment ce lucrurile astea mi le-am însușit, din lucrurile astea le-am găsit, mi s-au dat, trebuie să le dau oamenilor. Și am închis acel cabinet. Am avut un conflict foarte mare cu lumea care venea acolo, venea unele din personalitățile mari și chiar guvernul american și a trebuit să le închid ca să mă eliberez, să am timpul necesar pentru a călători în lume și pentru a conferenția despre ce am găsit, despre cauza supremă a bolilor. Bine, paralel cu asta și încet, încet am înțeles că trebuie să le spun oamenilor de fapt ce este viața, fără să vreau, nu? Căutând, luând acest drum
înspre cauza bolilor, care era pur și simplu medical, am dat fără să vreau despre celelalte elemente care justifică existența omului în viață, pe pământ, pe planetă. Și atunci, sigur că am înțeles de unde venim, de ce suntem aici și unde plecăm. Și sigur că multe din conferințele mele vorbesc despre acest lucru. Pentru că consider eu că astăzi, când lumea a evoluat atât de mult, când știința a evoluat atât de mult, mi-am dat seama că lipsește un lucru esențial, un lucru de bază. Oamenii nu știu de ce sunt aici. Ei toți intră în acest vâltor al vieții, în acest tumult al vieții, în acest uragan al vieții pentru unii, pentru alții mai mare, pentru alții mai mic, intră în această dispută cu tot ce este în jur, fără să știe de fapt de ce sunt aici. Bâșbăie. Și atunci, bâșbăind, singurul lucru la îndemână care i-a prins pe oameni și care i-a convins sau le-a dat un țel în existența lor, a fost banii. O enormă de mare greșeală. Oamenii au înțeles că, de fapt, dacă nu mai înțeleg altă valoare, nu mai știu altă valoare, cred că banii sunt toate. Conferințele voastre de foarte multe lucruri care țin de viața noastră, de la întrebările acestea existențiale până la cauzele unor boli și, de ce nu, remedii naturiste. Avem rugămintea, domnule doctor, în conferințele dumneavoastră, care este rolul publicului, să zicem, și ce vă doriți dumneavoastră să obțineți de la acești oameni după ce are loc un astfel de eveniment? Vedeți, eu transmit două mesaje prin conferințele mele. Unul este ce v-am spus, ce am menționat mai devreme, pentru că este educativ și tinerii toți nu știu de ce sunt aici, bâșbâie. Iar al doilea, sigur, încerc să învăț pe oameni de fapt care este cauza adevărată a bolii, pentru că știința medicală, știința convențională, a dezvoltat foarte mult partea de biochimie. Partea de biochimie a corpului. Corpul funcționează în două mecanisme. Unul este mecanismul biochimic, care toți îl știm și îl controlăm prin atunci când este dezechilibrat prin tot felul de doctorii, de medicamente, care este bun, dar este doar temporar. Iar aș spune eu, cel de-al doilea mecanism este partea de biomecanică a corpului, partea de structură, care este total neglijată. Și atunci, sigur, eu am înțeles că am stabilit căci fiecare afecțiune de natură internă sau de orice altă natură care creează tulburări de sănătate, care se manifestă ca o tulburare de sănătate, sunt malformațiile structurale, care astea sunt o parte din cauza... Ce înseamnă malformații structurale? Adică, spun următorul lucru, o fractură de coccis, automat, la un bărbat îi dă probleme de prostată. Niște discopatii lombare majore sau hiperlordoză sau un spondilolistezis lombar, automat la femei dă tulburări de ovare sau genitale. Malformații toracale, automat afectează aorta sau afectează chiar miocardul. Stresul care este elementul cel care acopere cel puțin jumătate din cea de-a doua jumătate a cauzei bolilor, sigur, tensionând musculatura capului, nu? Capul se tensionează, afectează suturile care articulează oasele craniene și de dureri de cap. Vedem în ultimul timp fel și fel de articole legate de stres, atât în social media, cât și în emisiunile de specialitate din cadrul televiziunilor din România și chiar din străinătate. Se spune că stresul ar fi de fapt cauza multor boli și că în funcție de ceea ce simte organismul din exterior ca și presiune, atunci anumite organe din corpul uman se îmbolnăvesc. Este adevărat? Foarte parțial. Mai întâi trebuie să fie o afecțiune, o abnormalitate anatomică, fie ea hereditară, fie ea congenitală, fie ea dobândită în urma unei traume, adică un efect post-traumatic.
Acest efect postural, această abnormalitate structurală, sigur, fiind accentuată de stres atunci când ne stresăm, zona respectivă fiind vulnerabilă, este afectată de stres. Stresul ce este? Este un cuvânt abstract, de fapt, care se manifestă de-a lungul și de-a latul corpului drept o hipercontracție neuromusculară. Și acolo unde există o labilitate, din nou, în urma unui efect posttraumatic sau malformații congenitale hereditare, etc., acolo stresul afectează mai mult hipercontracția musculară, amplifică și acolo se dezvoltă o boală. Dar dacă vorbim să vorbim de stres, este un subiect foarte lung, lumea are o foarte mare eroare, adică este informată foarte eronat despre acest stres. Stresul... În ce sens este informată greșit? Pentru că, vedeți, se constată stresul. În general, tot ce este convențional este o constatare care este adevărată, așa este. Asta se vede. Dar de ce este asta? Am să vorbesc două vorbe de stres, dacă doriți. Stresul, toată lumea, da, sunt foarte stresat pentru că am muncit foarte mult sau sunt foarte stresat pentru că m-am supra-solicitat. Da, e adevărat, un lucru mai mult tensionează un pic, ba musculatura oculară, ba musculatura cervicală, de la computer, etc. Dar asta se relaxează imediat. Dar stresul adevărat este de fapt mai profund, are o cauză profundă. Eu, investigând atât de mult stresul și am ajuns acolo un pic dincolo de creier, de fapt în profunzimea creierului. Cauză profundă. Este acel conflict între entitatea spirituală și cea materială. Existența noastră ca individ, ca mecanism. Noi suntem aici un mecanism care venim și plecăm și care servim un anumit interes. Interesul al cui? Servim o anumită misiune. Misiunea cui? A spiritului. Spiritul care își programează la începutul vieții, ursitoarele explică foarte bine, e una din tradițiile cele mai puține din lume care vorbesc, eu vă spun că umblând în toată lumea, asta mi-am dedicat o mare parte din începuturile carierei mele profesionale, să investigez din trecut tot ce este legat de corpul omenesc. Iar aici, în România, ce e povestea legenda, aș spune eu mai mult este un adevăr al ursitoarelor, vorbește despre când spiritul preia corpul și atunci programează acel program al vieții, sau ursita, că vine de la ursitoare, care de fapt acolo își construiește acest program, un chip, care se plantează undeva în creier, își are locația în creier și conform acestui chip noi trebuie să executăm misiunea vieții. E, aici este esența, este sămânța stresului. De aici pleacă stresul. Se creează un conflict între ceea ce trebuie să facem conform acestui program al vieții și ceea ce facem. Pentru că, cum v-ați spus mai devreme, eu dedic o parte din expunerile mele să învăț oamenii de ce sunt aici. Și atunci ei nu mai dușbeie ca să intre în conflict cu existența lor, nesatisfăcând programul vieții. Înțelegeți? Deci ei, oamenii, își cauzează stresul. Ce ați sfătuit dumneavoastră pe oamenii care se simt stresați, domnule doctor? Pentru că, exact așa cum spuneați dumneavoastră, fie că muncesc foarte mult, fie că ajung în stadiul de surmenare, fie că au diverse probleme familiale sau personale, oamenii spun, în general, cred că cei mai mulți dintre noi, spunem că avem perioade stresante, că suntem stresați. Ce ați sfătuit pe acest oameni în raport cu această cauză despre care dumneavoastră ați vorbit mai înainte? Îi sfătuiesc să fie foarte onești cu ei însuși, să se uite înăuntru lor și pentru că, vedeți, ceea ce ne deviază de pe drumul pe care ne l-am alcătuit la începutul vieții este personalitatea, este caracterul. Sunt defectele de caracter. Defectele aici ar fi nevoie de o gândire mai profundă, așa, credeți că oamenii ar avea posibilitatea să pice, să zicem, pe aceste gânduri absolut existențiale, da. Și absolut să scape, da, de stres în felul acesta doar, să zicem, automanipulându-și creierul? Depistându-și slăbiciunile și îndreptându-le, pentru că, vedeți, toate religiile vorbesc despre același lucru.
Dar, sigur, noi vorbim din punct de vedere medical, fiind profesioniști, sunt doctor și nu cred că sunt singurul, le justificăm aici la reflexia sănătății. Deci, sigur că oamenii care sunt lacomi foarte tare, sunt obsedați de acea lăcomie, se stresează îngrozitor de tare. Oamenii care au o personalitate, au o mândrie foarte mare, nimic nu le merge bine, pentru că nimeni nu-i tratează conform așteptările lor, pentru că ei vor mai mult decât de fapt ceea ce sunt, decât ceea ce trebuie să primească de la cei din jur. Și atunci se stresează. Oamenii care sunt geloși sau sunt invidioși, nu? Gelozia creează nejustificat, creează un efort al gândirii în plus, care stresează și care împinge afara drumului vieții, în afara acestui program al vieții. Pare complicat ce să-i vorbesc, pentru că vedeți, spun într-un timp scurt foarte multe lucruri. În general, conferințele le împart în mai multe. Le detailați. Da. Domnule doctor, și totuși pot să existe situații familiale, da? Să zicem, decesul unui membru al familiei care provoacă stres? Da, sigur că da, absolut. Acum, hai să pot să vă dau un exemplu? Vă rog. Un exemplu foarte plauzibil. În urmă cu puțin timp am avut o pacientă, una din celebritățile lumii, da? De fapt, nu foarte puțin, câțiva ani. Și sigur avea o stare neurodepresivă. O stresa orice și sigur intrase într-o stare neurodepresivă. După ce a văzut nu știu câte sute de medici, sigur, fiecare investigând, să facă fotografii, CAT scan, MRI, blood test, sânge, toate. Atunci, sigur, a venit la mine cu soțul și am examinat-o, anatomic nu i-am găsit nimica. Am zis, este super sănătoasă. Era o femeie de aproape 80 de ani, extrem de sănătoasă și era îngrozitor de stresată și de depresie de 20 de ani. Nu i-am găsit nimic și atunci a trebuit să intru mai în profunzime și am început să investighez despre viața ei, ce face în viața ei, să văd care este relația cu cei din jur. Și sigur, a descoperit că de foarte mulți ani nu vorbea cu mama ei, era într-o dispută în permanență și avea un nod de ură și de supărare cu mama ei și era total depres și total stresată. Și atunci, sigur, am făcut o înțelegere cu ea, dragă, dacă chiar vrei să te ajut, trebuie să încercăm un pic, să umblăm un pic în viața ta, dacă ești de acord. Dacă nu ne pierdem timp, o să da sigur de acord cu orice. Soțul i-a insistat mai mult, că el suferea la mai mult decât ea, se pare. Și sigur, am descoperit că ce era de 20 de ani și-o ura pe mama ei și i-am cerut permisiunea să-mi dea numele mamei, s-o sună. Am sunat-o pe bătrână care avea 99 de ani. Era o superbitate, o femeie minunată și vorbea frumos i-am cerut pacientei mele să participe, nu? La procesul ăsta de vindecare al sursei, eliminarea sursei de stres și de depresie. Și am cunoscut-o mai bine pe pacientă și am realizat că era o femeie extrem de mândră și cerea de la cei din jur altceva decât vroia ea, decât era ea, decât ea putea să dea. Și de acolo plecase conflictul cu mama ei, se stresase îngrozitor și o ura. Și sigur am reușit, am purtat o discuție între ei și i-am eliminat sursa de stres. Un alt pacient de-a meu, o altă celebritate, proprietar de foarte multe business-uri, avea dureri de cap în permanență, o migrenă. Și, sigur, eu știu foarte bine să tratez migrenele. Eu știu cam 98-99%. Și știind anatomic ce se întâmplă acolo undeva pe craniu. I-am tratat 2 săptămâni. M-am luptat cu el să tot îi relaxez capul, pieloșii capului, musculatura gâtului, să încerc să-i restaurez suturile, articulațiile intercraniene, dar nimic, nu mi-eșa nimic. Ce făceam astăzi până mâine venea la loc. Și spun, domnule, nu pot să te tratez. Dacă vrei să încercăm în continuare, trebuie să umblăm în altă zonă. Sunt de acord, sufăr de stresul ăsta de 20 de ani. Ce faci în neregulă în viața ta? Well, mi-a explicat ce făcea în neregulă. Vreau să oprești acest lucru. L-a oprit. În 3 zile i s-a dus migrena, mi-a ieșit tot, i-am restaurat tot hipertensiunea cervicală, tendonitele care le avea, ligamentitele care erau prinse între oasele craniene și a ieșit foarte bine. Deci era un om foarte lacom.
și vrea mai bani, mai mulți, mai mulți, domnului, și făcea foarte multe neregularități în viața lui. Vedeți, aici am încercat ca să vă zugrăbesc un pic de efectul slăbiciunilor de personalitate. Oamenii atunci când sufere și când îi doare ceva, sunt gata ca să facă orice ca să își elimine sursa de durere, boala și mai departe sursa bolii. Da. Am înțeles. Cum decurge o conferință? Decurge la început, mi-este foarte greu că sunt emoționat întotdeauna. Acum, luni am o întâlnire cu actorii din București, sunt unele celebrități de pe teatru românesc și sunt un pic emoționat la început, dar durează 10 minute și după aceea imediat mă intru în... Sunt interactive? Nu. Prima parte este expunerea, în funcție de subiect. Deci la Cluj va fi o conferință despre sindromul neurodepresiv. După aceea, undeva în Constanța este o conferință despre traumele psihice. Alta, nu știu, mai este, care este defectele de personalitate și sursa de stres. Altele, lipsa de satisfacții, ce produce. Depinde și sigur că merg pe acest subiect, iar după prima, întotdeauna durează cam, eu îmi propun să o duc într-o oră, o oră și un pic, dar durează cam o oră jumate și după aceea greu scap pentru următoarea oră de întrebări. Oamenii vor întreabă și trebuie să răspund la întrebări. Durează cam 2 ore jumate, 3 ore o conferință. Toate conferințele mele sunt gratuite, deci eu niciodată în România nu percep niciun ban. Iar nicăieri în lume, de fapt. De ce faceți acest lucru? Dacă... Pentru că... Eu chiar îmi propusesem să... Vă întreb despre accesul în sala de conferință, dacă se face pe bază de bilet sau dacă vă subvenționează cineva deplasările și participările. Da, deci nicăieri în lume, conferința, absolut peste tot în lume ne conferințiez, intrarea este gratuită. Al doilea, eu nicăieri în lume nu percep nicio plată pentru conferință. Și nici drumul nu mi-l plătește nimeni și nici cazarea unde stau. De altfel, de fapt, despre cazare, în general, acolo unde conferențiez, cei care mă găzduiesc sunt foarte generoși, foarte minunați și stau la ei pentru că le place să mai aibă mai mult timp acolo, să mă mai descoase. Deci, dumneavoastră faceți aceste conferințe... Emisiunea vieții mele. Absolut voluntar. Da, înțeleg. Absolut. De ce faceți acest lucru, domnule doctor? Pentru că, de fapt, este un lucru bun pentru mine. Am înțeles că, de fapt, eu trăiesc aici, sunt aici, mi s-a dat atâtea informații. Vedeți, eu am cutrăit la lumea asta, o vreme de mulți ani am petrecut în Asia, studiind toate religiile lumii, studiind tot ce a fost, toate modalitățile străvechi de a se adresa bolilor lumii. Am învățat foarte multe și am înțeles că dacă tot le-am învățat, trebuie să le dau. Să le dau pe bani? Nu, eu am bani, sunt ok. Cabinetul meu din New York mă întreține foarte bine. Rețineți, v-am spus că sunt multe celebrități de acolo, nu sunt absolut deloc bogat, dar nici nu iubesc banii. Adică vin oamenii aceștia și vorbesc cu dumneavoastră despre anumite lucruri sufletești, să înțeleg? Nu doar... Pacienții din New York? Pacienții, da. Nu, eu sigur dacă am nevoie să vorbesc, să încercăm să dezlegăm niște noduri psihice, le facem. Dar în general tratez afecțiunile fizice, probleme cardiovasculare, tahicardii, aritmii cardiace, ulcere. Le fac osteopatic, adică folosind manipulații și exerciții de respirație sau exerciții de stretching. Dar restaurez structura și sigur că pacienților le explic câteva cuvinte despre a evita stresul, pentru că hipertensiunea musculară reface afecțiunea. Și sigur, îi învăț cum să se întrețină acasă, să-și facă gimnastică. Tratamentele sunt pur și simplu naturale, deci nu folosesc nici substanțe naturale, că nu e tratând cauza bolilor, nu este niciodată de natură biochimică. Domnule doctor, este mecanică. Ca să înțelegem, ce le spuneți să facă pentru a-și ameliora starea de... Păi, cred că din tot ce v-am spus până acum, fiecare... Ce învățați? Găsește pe parcursul unei zile, o persoană bolnavă care vine la noastră, mai întâi pe pacienții mei învăț să fie onești. Pentru că minciuna este un stres cumplit, îngrozitor, chiar dacă este în joacă.
chiar dacă este în glumă, pentru că trebuie să pui mintea să lucreze suplimentar, să apere omul, să nu cumva să fie prins cu minciuna. Deci să fie onest. Când ești onest, atunci viața devine mult mai simplă și mult mai ușoară. Îi învăț să nu cumva să nu fie mândri, să nu fie vanitoși. Pentru că vanitatea te pune într-un conflict enorm cu cei din jur. Și atunci cei din jur îți inspiră. Și atunci nimica nu-ți merge bine și atunci ești nemulțumit că nimeni nu tratează așa cum ai vrea. Să nu fie lacomi. Din nou, plecând de la această premiză că nu suntem aici nici să ne facem bogați, nici cei mai frumoși și nici cei mai puternici, suntem aici să ne facem misiunea vieții. De-aia am venit, ne-am terminat misiunea. Din tot ce am adunat ca energie, ca valoare, cunoștințe, sigur, informații, le luăm cu noi ca să ne putem, la sfârșitul vieții, să putem evolua. Nu? Ați auzit întotdeauna despre evoluație spirituală. Asta este. Tot ce acumulăm în timpul vieții, adunăm material suficient pentru a evolua înspre țelul final, care este perfecțiunea sau Dumnezeu. E același lucru. Am înțeles. Îndropeta Turnu Severin veți organiza o astfel de conferință pentru pe 14 noiembrie am un tur, știu că este în Târgu Jiu, în Severin, în Cluj, în Bistrița și mai e undeva, nu mai știu unde, mai este una sau două, poate Brașov sau nu știu unde. Sunt, deci în Severin când vă întâlniți? Pe 14 noiembrie. Știți cumva locația? Păi cred că aici unde este sala, nu știu ce este, Ogășanu sau cum este, o sală de sala de teatru. Palatul Culturii Teodor Palatul Culturii, da, undeva acolo. Ca da. Să știe telespectatorii noștri că pe 14 noiembrie vă găsesc la Palatul Culturii Teodor Costescu pentru o întâlnire cu doctorul Cristian Răchitan. Întotdeauna conferințele sunt gratuite. Ora? O știți? Cred că va fi la ora 6 după amiaza. Ora 18, da? Dar o să se anunțe mai atunci în preajmă, o să fim mai specifici cu informațiile. Dar în principiu 6 este pentru ca să poată toată lumea să... Să participe după ce merge la serviciu și... Va fi o parte expunerea subiectului care... Ce subiecte v-ați propus pentru Dropeta Turnu Severin? Nu știu, cred că ascult și pe cei... Uneori mi s-a întâmplat că umblând în Severin, că eu vin, deci vin că mama este în Gura Vești și de câte ori sunt în Europa, dau o fugă încoace. Când ajung aici, cei din București știu și în permanență sunt pe TVR Internațional, în permanență acum o să fiu săptămâna viitoare pe două televiziuni, la Nașu și la Trinity și dar eu vin de fapt să o văd pe mama, să stau cu ea că e bătrână și nu știu cât mai este și atunci când vin în Europa dau o fugă până în România, știți, sunt aproape de rădăcini și rădăcinile când traversez lumea asta de la Gura Vei până, eu știu, la Casa Alba, spun eu, până la marginea cealaltă a lumii, atunci mai încolo nu mai unde să te duci și întotdeauna parcă te întorci înapoi, te simți dator să dai ceva acolo de unde ai plecat. Eu sunt convins că așa a simțit și mulți dintre românii care au plecat și care au reușit să facă lucruri frumoase sau să realizeze niște lucruri bune în afara țării. Toți simt același lucru. Nu vedeți sculptorii faimoși, nu? La Târgu Jiu a venit și și-a adus acolo unele din marile valori ale Brâncuș, nu? Și-a adus marile valori ale sculpturii pe care le-a executat și mai toți fac asta. Și atunci zic că eu, dacă sunt mult mai mic decât toți ăștia, să mă țin și eu de ei cu obiceiul ăsta frumos, de a aduce înapoi din ce am adunat în alte parte. Nu știu dacă cei de aici sunt suficient de receptivi. După câți ani ați revenit în România prima dată? Păi prima dată am plecat în apropierea anilor 80. Aveam venit, a fost vremea aia grea atunci. Cred că am venit după 6 sau 7 ani. Iar după 90 am venit la început nu așa de des, că venea mai mult mama acolo, dar în ultimul timp de când mama este mai bună, mai bătrânică, săraca, vin mai des. Sigur, trebuie să mă opresc în București, că acolo am casa mea și sunt dator și Bucureștiului, acolo am făcut primii pași în succesul profesional și sunt în legătură cu mulți din academicienii, oamenii de știință ai României. De fapt, cu ei o să conferințez cu 3 academicieni. O să am o discuție, de fapt, pe Nașu, o masă rotundă,
cu Ionescu Târgoviște, Restian Traian, Adrian, mi se pare surdul, nu știu dacă va fi, și mai sunt ceva ziariști. Încerc să-i adun și să discutăm un pic despre, eu știu, problemele privite din punct de vedere științific prin care trece România astăzi. Sigur că cei din vârf, cei politicienii, n-au urechi pentru așa ceva, că ei sunt ocupați cu alte lucruri, dar măcar oamenii, cei care duc greul vieții, măcar lor le fi de folos, de ajutor. Mă iertați, cred că politicienii sunt și ei stresați. Ce le-ați recomanda? Să nu mai fure și să nu mai mintă. Bine, poate sunt unii care chiar nu fură, că nu-r fi toți la fel. Atunci mint. Atunci mint? Da, dar toți mint. De ce spuneți că mint politicieni? Pentru că așa știe toată lumea, că ei promit și nu fac ce promit. Și atunci, sigur că în profunzime, undeva, ei sunt să simt vinovați că nu-și satisfac promisiunile. Credeți dumneavoastră nu pot că ei? Așa se stresează un politician, da, că se ține de promisiunile electorale? Chiar dacă nu-și dea seama. Chiar dacă ei nu-și dea seama, poftim. Este stresant să mint sau să promiți și să nu-ți duci promisiunea la sfârșit. Este E o neplăcere lăuntrică. E un conflict al tău cu tine. Ei nu-și dă seama, vedeți, de asta îmi place foarte mult să învăț pe oameni de ce sunt aici și cum să facă ca să le meargă viața bine, că viața este cumplit de chinuitoare, chiar și pentru săracii politicieni. Sunt amărâți și ei, că ei nu știu de ce sunt acolo. Știu deja, ar trebui să fie acolo, dar la un moment dat să pierd dintre cele două elemente. Poate există deci ar trebui și de politicieni idealiști care și-ar dori să împlinească anumite lucruri pentru comunitate și... sau pentru alegători. Din diverse motive, poate reușesc sau motive independente de ei. Da. Atunci intră se stresează foarte tare de lupta cu cei din jur, că vezi, sunt mai mulți dintre ea. Ce le-ați recomanda, domnule doctor? Le-aș recomanda să se lupte și să înțeleagă că și acolo sus este o junglă foarte grea și foarte mare și să-și păstrează idealul, să fie onești, să nu mintă și să nu înșele și să-și păstreze în a-și satisface idealul benefic pentru țara, pentru neam, așa cum și l-au propus. Și să fie conștienți că e greu acolo sus pentru că s-a creat un trend. S-a creat un trend care e un obicei, un model. Nu? Eu am vorbit cu unii dintre miniștrii de acolo de sus și foarte aroganți, am vrut să le fiu de ajutor, de folos. Și ce ați făcut cu aroganța lor? N-a făcut decât să mă îndepărteze, că ei sunt mari de tot, sunt Dumnezei, chiar cu ministrul sănătății, o doamnă care m-a dezamăgit îngrozitor de tare. Veneam ca să-i insistam ca să o ajut, să-i dau niște informații utile și de folos, m-a tratat ca eram un Dumnezeu, eu eram un grad inferior de nu-și găsea timp să vorbească. Deși am vrut pur și simplu să o ajut, vedeți, eu sunt, fiind acolo unde sunt, am acces la foarte multe lucruri și foarte multe informații. Și sigur, cum aud ceva care ar fi de folos țării mele, o iau și o aduc, vreau să o aduc aici și să o dau. Vedeți că este, că acolo lucrurile sunt bine, lucrurile sunt extraordinare. Și în multe țări, în Japonia, pe unde am mai conferențiat, în Coreea, în Germania, în Franța, în Spania, lucrurile merg mult mai bine decât aici. Aici merg mai greu și simt nevoia să fiu de ajutor. Vedeți, și aici în Severin mă tot lupt și am tot vorbit și și în continuu vreau să mă lăs să se deschidă portul ăsta, pentru că pacienți de-ai mei trimit turiști pe Dunăre să vină în România. Dar să știți că s-a realizat un lucru extraordinar. S-a deschis muzeul. La turnul Severin s-au purtat negocieri, s-au făcut fel și fel de intervenții la nivelul conducerii la București și primarul orașului Drobeta Turnul Severin a insistat foarte mult ca acest port să vină în administrarea primăriei și să se poată face pași importanți. Până acum, discuțiile despre port au fost doar așa, ar fi bine să facem, au fost cuvinte spuse în campaniile electorale. Ei, iată că acum, pentru prima dată, s-au făcut demersuri, s-au făcut acte care urmează să se perfecteze și să se bată în cuie pentru ca acest port să revină primărie Drobeta Turnul Severin și să se poată interveni acolo pentru dezvoltarea acestui port.
Mie îmi place să spun că este o poartă pentru Drobeta Turnu-Severin. Enormă, da. Știi lucrul ăsta pentru că am început lupta asta din urmă cu vreo 4 ani sau 5 ani, la București. Deci cunosc foarte bine lucrul ăsta, pentru că pacienții de mie știu că sunt din Severin și zic, bă, dar orașul tău nu este acolo. Și am sunat la, am vorbit cu companiile care pleacă din Austria, general. Și a spus, domnule, lucrurile s-au schimbat la Drobeta Turnu-Severin, să știți că avem chiar și... A, nu, este superb aici, este o minunăție. Și sunt, și toți mi-au reproșat că nu e muzeu aici. Și am vorbit chiar zile trecute cu o doamnă, care este o doamnă extraordinară, directora de la muzeu. Este o minunăție de om, o femeie cu multă energie și cu multă luptătoare. Și deja muzeul văd că e pe mâini foarte bune și văd că merge foarte bine. Deci, și probabil, eu știu, am să mai... prin conexiile și contactele mele am să, și cu energia pe care am să insist mai mult să accelereze lucrul ăsta și să se umple Severinul de turiști. Să ducă aici bani, să vândă lucruri, oamenii să-și vândă marfa, ei să cumpere și este o prosperitate pentru orașul nostru. Îmi doresc foarte mult lucrul ăsta. Da. Așa este. Și noi ne iubim orașul. Ceea ce mă surprinde pe mine la dumneavoastră este că după 35 de ani de locuit în America... 40. 40, da? Aproape plecat 40, în lume, da. Vă întoarceți cu drag în România. Să știți că există foarte mulți români care deja lucrează în străinătate, în diaspora, da? Diasporenii, cum sunt numiți. Mai mult decât faptul că se întorc foarte rar la părinți în țară, s-au stabilit acolo și au luat copiii, unii și-au luat și părinții și parcă au uitat să vorbească frumos despre România. Parcă e drept că libertatea asta pe care ne-am dorit-o după Revoluția din 89 ne-a strânit așa o dorință acerbă de a pleca în afara țării și de a face lucruri minunate acolo și din punct financiar, punct de vedere financiar, dar și din punct de vedere al carierei profesionale. Unii poate chiar și-au lăsat cariere profesionale bune în țară și au plecat să lucreze în construcție sau în agricultură, dar și-au dorit efectiv să lucreze în afara țării, s-au stabilit acolo, vin foarte rar și lucru care doare cel mai mult este faptul că vorbesc urât de România. Nu, eu nu cred că ei vorbesc urât de România. Eu cred că vorbesc urât de clasa politică din România care conduce România nu pe drumul cel mai bun. Acum, cât vorbim de oamenii care au plecat de aici, sunt două categorii. Cei care au plecat să se realizeze sunt puțini. Din dorința de a se realiza. Marea masă sunt că au plecat, că n-au avut un control, pentru că a fost ucisă toată economia României în primii ani după Revoluție. Și n-am mai avut ce să facă săraci. Dumneavoastră, au plecat pentru că eram un loc de muncă mai bine plătit, în primul rând. Dar acum ne-am întors într-o țară în care avem locuri de muncă, unele dintre ele bine plătite, și nu mai există oameni care să... Cei care au plecat deja au prins rădăcini acolo și au luat case. Unii s-au implicat. Românii sunt valoroși și sunt capabili, să știți. Mulți sunt primari de orașe, mulți sunt președinți de senaturi, de congrese pe acolo, pe la orașele unde sunt. Mulți sunt speciali unde sunt. Vedeți că în clipa când te implici deja în viață, e greu să mai pleci de acolo. Ai copiii la școală, unde să se mai ducă? Și-au luat case, plătesc rate. Sunt greutățile vieții. Sigur că unii vin. Eu sunt convins că foarte mulți vin. Eu a fost o vreme când o pacientă de-a mea era ministru de externe, era ministru adjunct de externe al Americii și am insistat, ea dădea burse, era repariza burse în diverse țări și a dat atunci a României mai multe mii de burse românilor să studieze în America și sigur foarte mulți care au luat bursele, i-au preluat companii dintre astea foarte mari de tehnologie, de computere, etc. Și le-a dat lefuri enorm de mari, pentru că românii sunt deștepți atunci când intră pe un aici făgaș, fac bine. Și sigur că ăștia unde să mai plece când ăia îi dă 200 de mii de dolari pe an leafă sau când îi dă 120 de mii de dolari pe leafă. E greu să mai plece de acolo. Dar și totuși, dumneavoastră spuneați că aveți câștiguri financiare la cabinetul noastră din New York foarte bune, care vă asigură... Nu suficiente ca să-mi... Bine, și totuși plecați și
în întreaga lume să susțină aceste conferințe? Nu, eu am închis cabinetul. Deci mi-a redus tot câștig și tot și tot la mai puțin de un sfert. Dar pentru că eu, este altceva, vedeți, eu am înțeles că și de fapt menirea mea... Considerați că aveți o misiune anume? Da, misiunea mea este asta. Să înveți oamenii de ce sunt aici sau să-i învăț cum să facă să fie sănătoși. Deci la minte și la trup. Aici? Da, la minte și la trup. Și atunci, sigur, ce mai vreau altceva? De ce credeți că sunt eu aici? Închipuiți-vă că sunt un pacient al dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți aici ca să mijlociți, să mijlociți pentru cei care urmăresc de a le da informații și de a da lucruri benefice și de folos și utile. Vedeți, sunteți în emisiunea de astăzi, aș spune că suntem egali, dumneavoastră și cu mine. Dumneavoastră ați realizat acest interviu și această expunere a mea, iar eu am dat din ce am avut, așa că suntem niște parteneri 50-50. A mai fost unul 50-50 prin Severin Parcă, dar ăla nu era ca noi, era altfel. Da. Am înțeles. Ați auzit și dumneavoastră de poreclele de la turnul Severin? Da, am auzit și am fost îndurerat profund, dar în același timp Severinul era superb, iar mi-amintesc de Severinul de acum 50 și nu știu câți de ani, care era ceva, o minunăție, era ceva liniște, era ceva așa o poveste frumoasă, o poveste liniștită despre care numai un sadovean oltenesc putea să vorbească. Ce să vă spun, dar și Severin de acum este foarte frumos și este foarte minunat și cred că băieții de acum, Marius și cu Cornel, ei se străduiesc să facă și ei bine, e greu, dar eu cred că se străduiesc. Am vorbit cu Marius despre portul ăsta și i-am spus, tu pui umărul unde poți și unde nu, ajut și eu, pot și umărul, că ei mai reușesc să am intrări sau trecere pe acolo, în partea aia țării, da. Și a răspuns pozitiv, deci sunt drăguți ei, să luptă și ei, da. E adevărat, am remarcat și noi câteva lucruri importante pentru Drobeta Turnul Severin, la nivelul primăriei Drobeta Turnul Severin, și ne dorim să fim din ce în ce mai cunoscuți în lume ca și oraș așezat strategic, zic eu așa, pentru că avem Dunărea aproape și spune multe despre așezarea noastră, despre istoria noastră, și ar fi bine să avem aici foarte mulți musafiri și să devenim un oraș turistic. Spuneți dumneavoastră că vreți să vă întâlniți cu oamenii de la Turnul Severin undeva în noiembrie. O să facem și noi știri la momentul respectiv, să informăm publicul din Drobeta Turnul Severin pentru conferința pe care o organizați la Palatul Culturii Teodor Costescu. Este importantă legătura aceasta care se creează între dumneavoastră și participanții unei conferințe? Este important, aș spune eu, deopotrivă. Iertați-mă că vă întreb. Cum considerați dumneavoastră sau care credeți că este atitudinea normală a unui participant la conferință după o conversație cu dumneavoastră? Acum, în general, la conferințele mele, oamenii și-au notițe, la cele mai multe, și majoritatea. În această conferință, acolo eu și cu audiența suntem parteneri. Amândoi avem de câștigat. Eu am de câștigat căci dau din ce am de dat și o fac cu mare bucurie, o fac cu mare îndatorire și bucurie și satisfacție, că eu îmi satisfac dorința mea, că de aia sunt aici. Iar cei care sunt în audiență, ei învață atâta cât pot ei, atâta, unii mai mult, unii mai puțin, dar fiecare învață câte ceva. Și bucuria mea este că atunci când plecăm din sală, eu sunt foarte energizat și sunt de-a dreptul bucuros și fericit. Și cum îi simțiți pe... Iar oamenii, prin întrebările care îi pun, îi simt că doresc să știe mai mult chiar sau mai bine decât am expus eu în timp conferinței. Nu toată lumea înțelege, vedeți, e profund ceea ce spun eu și este, pe mulți oameni îi surprinde și nu sunt încă pregătiți. Dar văd că, deci toți cei care vin la conferințe, ei, vedeți, eu nu am scris nicio carte și nu vreau să scriu. Eu consider că ceea ce spun eu este, trebuie să facă oamenii un efort să vină să asculte, că să cumpere
vorbele mele pe 3 lei sau 5 lei sau 10 lei, e ușor pentru oricine. Dar eu cred că nu este, valoarea este efortul pe care îl face audientul, pe care îl face spectatorul să vină să asculte individul, să vină să asculte ce am eu de spus. Iar simt că cei, repet, la o conferință uneori stau și o oră jumate în sală, nu pleacă lumea. Mi-a la Timișoara a fost o sală la facultatea cam de Est. Cam câți oameni vin la un fost 500, a fost 500 de oameni? Da. La facultatea de Est a fost plină sala, a fost 500 de oameni, iar la sfârșit cam vreo 200-250 nu vrea să plece. Am stat, am vorbit, nu știu, vreo două ore, cred că am mai răspuns la întrebări încă vreo o oră jumate și stăteau 200 de oameni, stăteau în sală acolo. Nu vrea să plece, mi-era rușine să plec eu pentru că ei stăteau acolo. Nu știu, mai așteptau ceva, ori le plăcea, ori se reculegeau, ori imediat unii își dădeau telefoane la cei de acasă pentru că, sigur, i-am învățat la sfârșitul conferinței, le-am sugerat să ierte. Iertarea este o chestie incredibilă. Este o chestie fabuloasă, să ierți pe oricine și de orice, pentru că numai așa te ierți pe tine. Iertându-te pe tine, te dezbraci de tot stresul acumulat dintr-o cauză anume, dintr-un motiv anume. Și de ce am ierta o persoană care se spune că ne-a făcut rău? Răul a fost. Ești. Pentru ce trebuie să mai duci greutatea răului? Iartă-l. Și vezi de treabă mai departe, că este un lucru efectuat. Și gata. E bine să nu ne încărcăm emoțional. Exact. Pentru ce trebuie să duci în spinare o greșeală a cuiva care a făcut-o de cele mai multe ori neintenționat. Dintr-un puseu de supărare, dintr-o defecțiune de caracter, probabil, sigur că da, dar e problema lui, nu problema ta. Asigur, un pic n-ai cum să fii indiferent, nu? Unii da, eu sunt. Alții n-au învățat încă, o să învețe dacă vor. Dar te șochează, te traumatizează pe moment, de imediat trebuie să-ți revii. Știi, ca pisica care cade în picioare când sare de la etajul 6. Îți revii și mergi mai departe. Căci e un trecut. Am înțeles. Domnule doctor, să știți că nici nu... Îmi dau seama cum a trecut timpul emisiunii stând de vorbă cu dumneavoastră. În câteva minute va trebui să ne luăm la revedere de la telespectatori. Le reamintesc că vă găsesc pe 14 noiembrie în Turnul Severin la Palatul Culturii Teodor Costescu. Iar săptămâna viitoare poate să se vadă pe antena de noapte la 10:30 pe Nașu. Va fi pe data de 25. Ci tot pe 25 cred că o să fiu un dialog cu mine pe Trinity sau încă nu știu exact când va fi înregistrată, că nu am timp să stau la emisiuni directe și atunci nu știu când o să o dea ei și cam asta, așa e programul meu. Așa, să vă adresez o întrebare, domnule doctor. Da. Credeți că sunt o persoană stresată? Dumneavoastră? Dar să-mi spuneți sincer că nu mă feresc de telespectatori. Este dificilă întrebarea. Da. Nu, vă rog să-mi răspundeți sincer, că mai avem 2 minute. Da. Nu știu dacă, vedeți, în unele din conferințele mele apare, vine o persoană pe scenă, adică pe podium, și trebuie să-i găsesc defectele de caracter. Nu toată lumea le... Nu toată lumea mi le asum. Nu și le asum. Mi le asum. Dacă ați observat ceva la mine, vă rog. Acum trebuie să vă mărturisesc așa. Vă rog. După felul cum râdeți acum, nu sunteți o persoană stresată, sunteți o persoană cu un caracter frumos, sunteți un om generos, un om darnic. Dacă ați dus ora asta sau cât a fost cu mine aici, sunteți o persoană foarte generoasă. O persoană care vă place să dați. Fără să sunt calități, domnule doctor, dar găsiți-mi și mie un defect. Păi eu vă găsesc calitățile care mi le-ați arătat, mi le-ați expus la întâlnirea cu mine. Dacă cumva am să vă observ în viața particulară, atunci am să vă spun. Dar atâta cât am văzut acum, nu. Sunteți un om foarte minunat, foarte darnic, foarte generos, faceți bine ceea ce faceți și după cum o faceți cu drag și cu dorința de a fi de ajutor și de folos celor care vă vizionează. Mulțumesc foarte mult. Să știți că după ce închidem emisiunea, tot vreau să-mi spuneți care este defectul meu.
Păi nu știu. Sau care sunt defectele mele pe care le-ați simțit dumneavoastră, așa cum simțiți și cum descoperiți aceste defecte și când aveți întâlnirile cu pacienții dumneavoastră. Domnule doctor, mi-a plăcut să vorbesc cu dumneavoastră în această seară și cred că și telespectatorilor noștri. Emisiunea o găsiți și pe pagina oficială de Facebook, RTS Drobeta Turnul Severin. Vă așteptăm la Turnul Severin. Venim și noi cu echipa de reporter la conferința dumneavoastră și sperăm să vă împliniți misiunea pe pământ. Da, asta o fac de câțiva ani, lucrez la ea. Lucrez la ea și eu știu, sper să reușesc să merg în continuare cu ea. Până acum Dumnezeu mi-a ajutat sau eu știu cine, dar faptul că sunt cinstit și sunt onest, îmi merge foarte bine lucrul ăsta. Mi-e bine și mă simt satisfăcut și împlinit, asta este cel mai important. Ce să vă spun, eu transmit tuturor spectatorilor și în mod special severinilor multă sănătate. Le urez din nou același mesaj pe care îl sugerez și îl urez tuturora unde sunt în public, să ierte tot și pe toți pe care le-a produs o neplăcere. Pentru că probabil că n-a avut intenții de a produce rău și chiar dacă a avut, tot una este. Important este să nu cărăm greșeala lor, să o ducem în sufletul nostru și de asemenea e foarte important să nu vă fie frică și să spuneți să fiți onești și cinstiți întotdeauna. Pentru că frica este un mare dușman al omului. Despre asta am să vorbesc miercurea viitoare pe antena la antena de noapte pe Nașu. Da. Vă așteptăm și noi într-o emisiune așa mai mare și mai cu mai multe minute așa. Cu mult drag, să știți, îmi place să stau aici cu dumneavoastră de vorbă o zi și o noapte și încă o zi și încă o noapte și faptul că sunt în Severin. Speriați pe cameraman și pe băieții de la tehnică, da. lor le place meseria pe care și-au ales-o. Dar cu emisiunea așa mai de maximă oră. Da, ei sunt participanți la lucruri frumos pe care se reușește a se face aici. Vă mulțumesc foarte mult, domnule doctor. Vă așteptăm și cu alte ocazii. Eu mulțumesc și sănătate tuturora. Sunt Delia Râmniceanu, vă mulțumesc pentru atenție, doamnelor și domnilor. Sperăm că ne mai întâlnim cu domnul doctor Cristian Răchitan cât mai des și la RTS și în Drobeta Turnul Severin. Să aveți o seară frumoasă!